Ce poate fi mai plăcut decât navigarea pe apa albastră a oceanului la bordul unui iaht? Vântul sărat adie pe pielea arsă de soare, iar valurile zguduie plăcut podeaua de sub picioarele tale. Însă, stai puțin, ce se întâmplă? Din păcate, se apropie o furtună, însă nu trebuie să te panichezi, pentru că astăzi o să vorbim despre niște sfaturi profesionale care te-ar putea ajuta să scapi cu viață din astfel de situații. 1. Pregătește-te în avans. Este foarte periculos să mergi în largul mării fără un echipament adecvat care să te scoată dintr-o situație mortală. Este ca și cum ai cere voit să ai probleme grave. De aceea trebuie să te gândești la toate scenariile rele care ți se pot întâmpla și să te pregătești din timp pentru croaziera pe ocean. Asigură-te că ai suficiente veste de salvare pentru toate persoanele de la bordul embarcației. Este o necesitate absolută, nu ține de preferințele personale. Va fi de foarte mare ajutor dacă poți să achiziționezi o stație de emisie-recepție sau cel puțin niște elemente de fixare care să țină totul în loc. În urma valurilor puternice din mijlocul unei furtuni, obiectele care nu sunt asigurate nu numai că pot fi pierdute pe mare, dar pot răni grav oamenii care sunt la bordul navei și nu cred că vrei mai multe probleme decât cele cu care deja te confrunți. 2. Citește semnele. Condițiile meteorologice, atât cele din adâncul apelor, cât și cele atmosferice, te pot ajuta să-ți formezi o idee cu privire la ce să te aștepți când ești în largul oceanului. Învață să citești vântul, norii și curenții de la suprafața apei, fii atent mereu la ce indică barometrele de pe panoul de comandă. Schimbările bruște ale presiunii atmosferice sunt cel mai bun indicator că un fenomen foarte urât se îndreaptă către tine. Poate o să scapi de furtună dacă urmărești toate indicațiile pe care natura ți le oferă. 3. Îndreaptă-te către țărm Dacă tot ce am vorbit mai devreme nu este folositor și vezi cum furtuna se apropie de tine, încearcă să găsești cât mai repede cu putință cea mai apropiată urmă de uscat și navighează rapid către acel loc. De asemenea, este foarte bine dacă cunoști un port naval în apropierea locului unde te afli, ca să te poți îndrepta acolo cât mai rapid. Însă dacă nu este nicio construcție umană în apropiere, orice fâșie de țărm de nisip este perfectă. Totuși, dacă deja te afli în jumătatea furtunii, este bine să stai pe loc în largul oceanului, decât să fii aruncat în malurile stâncoase din cauza curenților puternici. Dacă se întâmplă totuși asta, consideră-te norocos dacă ajungi să naufragiezi pe o insulă pustie. 4. Stai într-un singur loc. Cu câte miști mai încet în jumătatea furtunii, pe atât de ușor este să manevrezi iahtul. Însă viteza cu care se deplasează barca depinde foarte mult de greutate și de severitatea vânturilor și a valurilor și cât de multă experiență ai. Dacă cuva de balast este poziționată corect și distribuie forța valurilor egal pe toată suprafața carenei, ai șanse foarte mici să fii aruncat peste bord în mijlocul furtunii. Dacă aveți și o ancoră, este cel mai indicat să o folosiți pentru că va stabiliza barca și veți avea mai mult control asupra situației. Totuși, chiar și fără ancoră, o găleată agățată de o frânghie în spatele embarcațiunii în direcția opusă vântului poate fi de mare ajutor. 5. Scoate vântul din ecuație Vântul este cel mai mare inamic în timpul unei furtuni pe mare și va aduce la pachet valuri mari care vor lovi barca cu foarte multă putere. De aceea, vântul trebuie evitat pe cât de mult posibil. Dacă ești într-o barcă cu vele, coboară pânzele imediat ce îți dai seama că nu poți scăpa de furtună și trebuie să o înfrunți. Imaginați-vă cât de periculoase pot fi acele bucăți mari de pânză prinse în curenții puternici. În cel mai bun caz o să pierzi doar pânzele, în cel mai rău caz barca va fi ridicată în aer și va fi pierdută pe vecie. 6. Taie valurile atunci când te afli în control, dar pânzele au fost coborâte, la fel și ancora care este pe fundul apei, încearcă să poziționezi nava la un unghi de aproximativ 15 grade în fața valurilor și a vântului. Acest lucru va permite embarcațiunii să spargă valurile cu partea din față și le va face mai slabe. Dacă barca se află față în față cu vântul puternic, valurile formate vor lovi direct și o vor destabiliza. Loviturile valurilor în lateral sunt și mai puternice pentru că aria unde lovesc este mai mare și barca se va răsturna mult mai ușor. 7. Adăpostește-te. Poate părea evident, însă merită menționat că șansele de supraviețuire cresc exponențial dacă stai la distanță de ce este mai rău. Spune tuturor celor de la bord să se ascundă în cabină sau în cala de sub puntea inferioară dacă barca este prevăzută cu așa ceva. Oricât de bun ai fi în manevrarea propriei bărci, există întotdeauna o șansă ca un val să te lovească cu putere și să te arunce peste bord în mijlocul furtunii. 8. Ține totul legat. Am spus și mai devreme, dar trebuie subliniat că orice obiect care se mișcă atât la bord cât și în cabină sau cală trebuie să fie fixat și securizat. Ar fi ideal să renunți la tot ce poate răni pe cineva atunci când este aruncat peste tot de vântul și de valurile puternice. Dar dacă acest lucru este imposibil, ar fi bine să te asiguri că nimic nu se clintește atunci când vremea devine primejdioasă. Fixarea tuturor obiectelor de la bordul embarcațiunii poate salva pe toată lumea de la bord. 9. Făte vizibil. În timpul unei furtuni în largul mării, câmpul vizual se reduce foarte mult datorită ploii și cerului acoperit de nori negri furioși. Chiar dacă barca pe care te afli este mică și ai făcut totul ca la carte până în acest punct, există întotdeauna șansa ca cineva în mijlocul furtunii, aflat în aceea situație ca și tine, să intre în panică pentru că nu a văzut acest videoclip datorită condițiilor primejdioase în care te afli și câmpului vizual limitat, nu observ că o altă barcă aflată chiar lângă tine se luptă cu valurile puternice și nimeni nu poate prevedea coliziunea ce va urma să se întâmple. Așadar, fi sigur că barca ta este cât de mult cu putință vizibilă pentru restul ambarcațiunilor care au fost prinse și ele în mijlocul furtunii. Pornește luminile și folosește claxonul la intervale regulate de timp. Asta va permite tuturor celor care se află în jurul tău să știe că ești și tu acolo, astfel o să puteți evita coliziunea. 10. Trimite un semnal de ajutor. Dacă realizezi rapid că lucrurile nu merg tocmai bine, porneșteți transmisătorul radio și trimite un apel de ajutor. Folosirea unei rachete semnalizatoare în timpul furtunii nu este tocmai o idee bună, pentru că nu este vizibilă datorită ploii abundente, așadar transmisătorul radio este cea mai bună șansă de a chema ajutor. Atunci când cineva a interceptat semnalul vostru, fii sigur că le oferi coordonatele corecte și rămâi în același loc. Dacă navighezi departe de acel loc, găsirea ta va fi îngreunată. 11. Securizează-te. Acum că te afli într-un pericol adevărat, ar trebui să aștepți ajutorul cerut prin radio și asigură-te că toată lumea de la bord este în siguranță. Pentru început, nu intra în panică și fii sigur că nimeni altcineva nu face asta. La fel ca în toate situațiile critice, panica va înrăutăți lucrurile mai mult. Calmează-ți prietenii și instruiește-i cu privire la măsurile de siguranță pe care trebuie să le adopte pentru a nu se lovi sau mai rău, să nu cadă peste bord tu și echipajul tău, dacă ai unul, ar trebui să controlați barca cât mai bine cu putință pentru a prelungi timpul în care rămâne pe linia de plutire. Cu cât o menții mai mult la suprafața apei, cu atât șansele de a fi salvați cresc. Însă, în cel mai rău scenariu cu putință, atunci când trebuie să abandonați barca, nu stați prea mult pe gânduri pentru că poate deveni foarte periculos să stați într-o barcă care este pe punctul de a se scufunda. 12. Rămâneți împreună și pe linia de plutire. Până la urmă, barca s-a răsturnat și sunteți toți nevoiți să săriți în apă pentru a vă salva viețile. Pentru început, numără persoanele de la bord și asigură-te că toată lumea a sărit în apă. Este esențial ca toți să purtați vestele de salvare din moment ce vă aflați în mijlocul furtunii dar dacă cineva nu a fost destul de atent și a uitat să se echipeze corespunzător, ajută-i să găsească un obiect care plutește de care să se agațe. Dacă coca bărci încă se află la suprafața apei, cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să înnotați până acolo pentru a vă urca pe ea. Statul în apă pentru foarte mult timp poate duce la hipotermie sau cel puțin pierderea căldurii corporale, ceea ce este dezastros. Totuși, dacă barca s-a scufundat, este recomandat să plutiți fără să faceți prea multe mișcări. Atunci când călcați apa, pierdeți foarte multă energie de care s-ar putea să aveți nevoie mai târziu. 13. Așteaptă pentru ajutor Ei bine, asta este de la sine înțeles, însă nu face ceva nechipzuit. Calmează-te și ajută pe cei care au nevoie. Asigură-te că toată lumea are un obiect plutitor de care să se agațe pentru a aștepta ajutorul. Dacă furtuna nu s-a diminuat, așteptarea poate fi terifiantă, însă oricum nu aveți nimic altceva de făcut, este bine să atrageți cât mai multă atenție asupra voastră, așa că folosiți orice metodă de a face gălăgie pentru a vă face auziți. 14. Numără pierderile Să ne întoarcem puțin și să ne imaginăm că barca nu s-a scufundat niciodată și ai reușit să supraviețuiști furtunii cu ambarcațiunea întreagă. Cerul se limpezește și ce a fost mai rău a trecut, însă încă nu este momentul să te bucuri pentru că barca ta poate fi avariată datorită valurilor mari sau obiectelor aduse de furtună. Asigură-te cât mai repede cu putință că totul este în regulă și barca nu se va scufunda la scurt timp după ce ai reușit să scapi de furtună. Pentru început, trebuie să verifici dacă carena a fost răpunsă, apoi asigură-te că pompele funcționează corect și încă sunt capabile să scoată toată apa din carena. Dacă ceva este într-adevăr avariat, repară cât mai rapid pentru că nu știi niciodată dacă furtuna va lovi din nou. 15. Evită daunele suplimentare. După ce ai reparat barca și ai ajutat pe toată lumea de la bord, îndreaptă-te către mal cu prudență. După o ploaie torențială, mai ales dacă un râu se află în jur, crăcile copacilor rupte de furtună pot pluti pe apă. Câteodată au o viteză foarte mare datorită curenților, însă chiar și obiectele care nu sunt purtate de apă pot fi o amenințare pentru barca ta. De exemplu, dacă în fața ta apare brusc un buștean, acesta poate avaria foarte tare carena, așa că fii prudent. 16. Nu sta pe apă. Nu-ți asuma că ești gata să-ți continui călătoria după ce ai supraviețuit unei furtuni severe. Cel mai probabil o să fii extenuat după tot chinul prin care ai trecut și o să ai nevoie de o dihnă înainte să continui. Ideea e să fii sigur că nu o să te relaxezi tot pe apă. După cum am mai spus și mai devreme, nu poți fi niciodată sigur când va lovi următoarea furtună. Șansele de a supraviețui unei alte furtuni în timp ce ești extenuat pe o barcă posibil avariată sunt extrem, extrem de mici. Așadar, îndreaptă-te către cel mai apropiat port, relaxează-te și nu te întoarce pe mare decât atunci când ești odihnit complet și în afara oricărui semn de furtună. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!